Disciplina de reabilitare orală și urgențe în medicina dentară este o disciplină de an terminal care, practic, a apărut în anul 1998. În 97, această disciplină se numea Policlinică Stomatologică. A fost anul în care eu am preluat această disciplină, iar în anul 1998 am transformat-o în disciplină de reabilitare orală pentru ca în 2000 să devină disciplina de reabilitare orală și urgențe în medicina dentară. Ca tare, ea are două componente principale, componenta de urgențe în medicina dentară, studenții având posibilitatea în anul acesta să realizeze manopere de urgență pentru toate specialitățile de medicină dentară în cadrul serviciului nostru de urgență, care tot datorită disciplinei noastre se datorează înființarea acestui serviciu la parterul Facultății de Medicină Dentară. Și în felul acesta studenții să obțină această posibilitate de a-și prelua pacienți din cadrul populației din municipiul Timișoara, pe de o parte, și în felul acesta nu numai să se situeze față în față cu aceste cazuri de urgență, dar ulterior aceste cazuri să poată să fie tratate în condiții de clinică universitară în cadrul disciplinei noastre. Partea a doua a disciplinei este reprezentată de reabilitarea orală, care este o disciplină cheie în Facultatea de Medicină Dentară. Această disciplină presupune adunarea tuturor cunoștințelor pe care studenții le-au dobândit pe parcursul anilor și punerea lor în practică în cadrul disciplinei noastre. Practic, un caz preluat de la A la Z, ceea ce înseamnă că, începând cu urgența și finalizând cu ultimul tip de tratament, pacientul, după ce este finalizat de studenți, practic ar trebui să nu mai aibă nicio problemă stomatologică. Eu consider că este foarte important ca un pacient să înțeleagă integrarea tuturor disciplinelor în cadrul disciplinei noastre și capacitatea lor de a rezolva un caz în totalitate. Se desfășoară pe parcursul unui an, perioadă în care studenții au două stagii pe săptămână, în perioadă în care ei își rezolvă aceste cazuri pe care și le aleg pentru a le reabilita complex. Aceasta este partea de reabilitare care, din punctul nostru de vedere, studenții beneficiază de o dotare foarte bună, au posibilitatea materialelor cu care să trateze acești pacienți, să le fie puse la dispoziție și ca atare să reușească să-și finalizeze acești pacienți în condiții optime. Pe lângă aceasta, disciplina noastră mai prezintă niște caracteristici speciale, în sensul în care în partea noastră, aceasta de la etajul 4, mai am adunat încă câteva discipline. Și anume, în primul rând, tot la noi predăm istoria medicinei dentare, care de noi a fost creată într-o formă care nu a mai fost prezentată până la ora actuală, și anume istoria medicinei dentare pe discipline. În general, istoria medicinei dentare era predată sub forma unei înșiruiri de descoperiri vis-a-vis de diverse specialități din medicina dentară. Noi o prezentăm per fiecare specialitate în parte cu descoperirile care s-au realizat din perioada preistorice până în perioada din zilele noastre. Tot la disciplina noastră predăm cursuri de pacienți cu risc în practica de medicină dentară, care a fost o temă introdusă încă din anul 1998, o temă care era considerată la vremea respectivă poate nu de o valoare deosebită, dar care eu am considerat-o că este foarte importantă ca orice medic stomatolog, în momentul în care începe să trateze un pacient, în primul rând să-i cunoască istoricul medical,
să știe exact în ce calitate de sănătate este pacientul respectiv ca să poată să evite orice situație care ar putea ca acești pacienți să ajungă în situații limită. Ne referim la faptul că aceste riscuri medicale la diabet, hipertensiune, boli cardiovasculare și alte tipuri de afecțiuni care ar putea influența tratamentul stomatologic pe perioada în care acești pacienți sunt tratați. Ca atare, între disciplina noastră și disciplinele de specialitate de la medicină generală, s-a creat o colaborare și studenții au posibilitatea în felul acesta să facă exerciții pe manechin vis-a-vis de rezurgitarea pacienților și să învețe toate acele atitudini care sunt necesare în momentele critice în care un pacient ar putea să prezinte probleme grave din punct de vedere medical. Discutăm de situația de urgență medicală și, bineînțeles, discutăm de situația în care doctorul va trata un pacient care este compromis medical și, ca atare, atitudinea lui va trebui să fie diferită față de un pacient care are o sănătate perfectă sau o sănătate foarte bună. O altă disciplină care mie personală îmi este foarte dragă este vorba de disciplina de tehnologii alternative, care se predă tot la noi în anul 6 și care se referă la învățarea sau, mai precis, predarea pacienților care sunt noutățile vis-a-vis de noile descoperiri în tehnicile de tratament, dar și de asemenea de echipamente. Este foarte adevărat că eu am fost preocupată de tehnologia laser de foarte, foarte mulți ani, discutăm de peste 25 de ani, perioadă în care, bineînțeles, am încercat ca toate cunoștințele mele să le implementez și pentru viitorii tineri. Și dacă la început am început cu cursuri postuniversitare, pe care încă le ținem tot aici la noi în disciplină și aceste cursuri se țin live în sensul în care sunt prezentate cazurile ca tinerii doctori să învețe modalitatea de utilizare a echipamentelor laser corect față de pacient, dar și prin existența unui masterat, care acest masterat se desfășoară tot la disciplina noastră. Este un masterat de laser în medicina dentară, masterat care este european, în sensul că masteranții primesc o diplomă dublă, diplomă atât de masterant în Facultatea de Medicină Dentară, respectiv Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, dar și o diplomă europeană alături de alte 6 universități. Practic, noi suntem un consorțiu de 7 universități, Universitatea din Aachen, Liege, Nisa, Barcelona, Parma, Roma, sunt cele alte 6 universități care participă alături de noi la acest masterat și în felul acesta toți masteranții au posibilitatea să urmărească cursurile din întregul consorțiu și ca atare diploma lor să fie o diplomă foarte valoroasă. În condițiile acestea, noi considerăm că acest an terminal este foarte atractiv pentru, nu numai pentru studenții români, dar și pentru studenții din străinătate care sunt angajați în cursurile noastre universitare, dar și pentru viitorii tineri doctori care ulterior vor dori să urmeze aceste cursuri masterale. Ca atare, pledez pentru faptul că atâta timp cât reușim să fim integrați într-o programă analitică europeană, consider că reprezentăm un element atractiv pentru viitoarele generații de tineri care vor dori să se angajeze, să urmeze
cursurile universității noastre. Am spus să se angajeze termenul acesta pentru că medicina nu este ca orice altă facultate, ci este o facultate în care tu ți-ai un angajament că vei încerca să înveți tot ce este mai bun, fiindcă ulterior toate aceste lucruri le vei aplica la nivelul bolnavilor.